Bună seara! Suntem la ultima lansare din penultima zi și fiindcă desertul e partea până a mesei, avem un desert de teatru. Avem trei părți dintr-un volum al lui Matei Vișniec. Îmi face mare plăcere să vă prezint. După cum îmi face mare plăcere să vă prezint pe Ioana Pârbulescu, vorbitoare și ea la această lansare. Acum, sigur că ne putem întreba de ce noi trei. La Matei Vișniec e simplu pentru că a scris cartea. Și noi avem obiceiul ăsta de a invita pe autor la lansare. Ioana Pârbulescu, pentru că Ioana Pârbulescu are, printre multe alte cărți în care se apleacă asupra trecutului, o carte despre lumea lui Caragiale, despre lumea Caziană. O carte citită cu atâta atenție de presa românească acum câțiva ani, încât titlul dintr-un ziar a apărut Lumea Caviară. Și atunci m-am permis să intervin cu un amendament și să spun că lumea caviar e altă mâncare de pește. În fine, bănuiala mea este că am fost integrat în acest mini-ansamblu, fiindcă, zice-se, și ochiul meu în proză ar avea câte ceva din lucirea ochiului lui Caragiale. Și cu asta trecem, de fapt, la conținutul cărții, pe care Matei Vișniec îl prefațează divulgându-și sursele de inspirație din teatrul lui, și anume tradițiile din locul din Moldova de unde a crescut, felul în care circul îți poate reconfigura o lume și, în sfârșit, Caragiale. Și teatrul acesta este genul de teatru pe care tu poți reformula, asta însemnând că te implici în ceea ce citești și nu aștepți să plouă cu admirație și să încerci toată gama de sentimente pe care le aștepți în mod previzibil de la o piesă de teatru urmărită din un fotoliu. Matei Vișniec face aici un număr de magie și cuvintele pe care le folosește în dialoguri uneori simple, alteori duioase, alteori ridicate la gradul unor monologuri care se suprapun. Magia de care spuneam lucrează în favoarea cititorului, care este chemat să vină și să participe și să-și închipuie. O să vedeți că în multe dintre aceste scenete, în aceste momente, nu există indicația regizorală pe care o găsim de obicei în teatru. De ce? Pentru că indicația regizorală este subînțeleasă și pentru că fiecare cititor este liber să o folosească, va chiar chema să o instituie cu de la sine putere. Și aș mai spune că este minunat să vezi cum un teatru de genul ăsta este fluid și în același timp se desfășoară în cercuri și în serii care se regăsesc. Avem personaje pe care le întâlnim la început și le regăsim peste 5 scenete, peste 7 scenete. Și pe măsură ce citim, avem nu rezolvarea unui puzzle, pentru că nu despre un puzzle este vorba, ci completarea unei imagini. Unei imagini care înseamnă multe clambări spre public, multe ochiare de complice, multe poate cu subînțeles în ghiozdanul stomacal al unui cititor, care uneori mai merită să fie făcut atent. Găsim și titluri a la Matei Vișniec, sunt unele de aici pe care vă invit să le descoperiți și care rezonează cu alte titluri din alte volume ale lui Matei Vișniec, nu neapărat de teatru, și volume de proză. Găsim sensibilitate și găsim bricolajul ăsta extrem de rafinat al cuvântului pus lângă cuvânt, al imaginilor formidabile. Există printre sutele de imagini pe care le-am văzut cu ochii minții în cartea asta, există imaginea unor asasini care stau bine mersi în bucătărie și așteaptă să fie convocați la o discuție cu anchetatorul sau anchetatorii. Și unul dintre personaje povestește la un moment dat despre un cuțit, arma crimei, aruncat în mare. E cuțitul ăla nu e singurul, lângă el există altele și altele și altele, în așa fel încât dacă la un moment dat, printr-un act de magie divină, apa s-ar retrage, ar rămâne o enormă sclipire pe cuțite. Asta este o imagine
nu de teatru pur și simplu, este o imagine de proză, este o imagine de roman, este o imagine de realism magic sud-american, este o imagine care trece în revistă o grămadă din curentele din literatura momentului. De asta spun eu, e o lectură răsplătitoare, că ăsta este cuvântul. E o lectură pe care o faci savurând, interpretând, recitind, și fiind liber să mai faci mici rocade din când în când și să faci exerciții de identificare. Aha, ăsta e politicianul ăla. Aha, asta e la pușcărie, știm noi. Omul a scris că de-aia o să iasă mai devreme. Ai și infidelitatea, ai și ciocnirea dintre rivalele și candidatele la farmecul unui răposat al lui Eusebio Pandele, și ăsta este un nume cu multe chei de lectură, ai cam tot ce trebuie unei lecturi, nu duminicale, unei lecturi active, forfotitoare și din care găsești tâlpuri, imagini, sensuri multiple. Mulțumesc, Matei Vișniec, mă bucur tare mult că am putut să spun două vorbe aici și mă grăbesc să o las mai departe pe Ioana Trubulescu. Mulțumesc!